Spuneți-mi, vă rog, de regionalizare. Ce părere aveți despre acest proces și, concret, ce se va întâmpla cu deconcentratele din județe? Rămân în fiecare, în fiecare județ câte o deconcentrată? Se cumulează toate într-un singur județ? Cine le va conduce? Ce se întâmplă cu CJ-urile? Deci, până în momentul de față, nu avem un proiect pe care să îl citim, să vedem ce se intenționează efectiv la regionalizare. Deci am evitat pe cât posibil să mă pronunț pe ceva ceea ce nu există doar ca intenție. De asemenea, până acum s-au purtat discuții doar câte regiuni va avea România în contradictoriu și care va fi capitala acestei regiuni. Și nu s-a discutat despre fondul problemei, care vor fi competențele acestor noi regiuni. Ele preiau competențe de la județe, și dacă da, care sunt acestea? Sau preiau competențe de la ministere, și dacă da, care sunt acestea? Pe de o parte, și de asemenea, nu s-a discutat cum vor genera o dezvoltare a acestor regiuni noile structuri. Din acest punct de vedere, eu cred că dacă nu se afectează competența consiliilor județene, care din punctul meu de vedere sunt una dintre cele mai ineficiente structuri administrative din România, și mai introducem o structură administrativă suplimentară, vom crea încă un etaj birocratic. Și atunci, ca o primărie să-și rezolve un proiect, nu va fi suficient să vină la ministere să mai primească un aviz, ci va trebui să mai meargă și la regiune. Astăzi, trebuie doar să vii până la București. O să mai mergem poate și până la Cluj. Deci, dacă nu se are în vedere o debirocratizare, atunci n-am făcut nimic ca introducând un etaj suplimentar pe de o parte. De asemenea, trebuie văzut capacitatea acestor regiuni de a genera efectiv proiecte. Pentru că eu am fost în guvern un an de zile și am o experiență. Există, în general, o tendință a partidelor politice din România ca, în momentul în care sunt în campanie, să susține descentralizarea, după care, când ajung la putere, să constate că nu se mai poate face, că trebuie amânată, și asta pățim. Uitați-vă, de 3-4 cicluri electorale se vorbește despre descentralizare, dar nu se face nimic. S-au mai dat câte ceva firimituri, nu știu, de exemplu, în domeniul sănătății s-a transferat într-adevăr o bună parte din spitale la consiliile locale sau la consiliile județene, dar în rest s-a discutat foarte mult, dar nu s-a făcut mare lucru. Pentru că miniștrilor începe să le placă scaunul pe care stau și, în mod natural, nu mai cedează din competențe. Vom vedea cum va fi acum. Dar ați discutat cu domnul Dragnea sau ați discutat că toată lumea are câte o părere despre regionalizare? În primul rând să spunem că în mod clar și cert că regionalizarea va debirocratiza. Adică trebuie să vedem cum va face asta. Dar ați avut discuții despre asta? Eu nu am purtat discuții cu dânsul. Dar vă spun, trebuie să discutăm la modul serios după ce vine un proiect. Altfel, ne dăm cu părerea și cu presupusul. De teoria că regionalizarea va rezolva imediat absorbția de fonduri europene nu stă în picioare. În mod evident, în sesiunea următoare, România va fi mai bine pregătită să acceseze fonduri europene, pentru că vom fi deja la a doua etapă, da? Deci asta va merge natural. În mod evident, s-a văzut că ministerele sunt cele care au probleme de accesare a fondurilor europene. Pe programul operațional regional, unde a fost o așezare mult mai bună și unde au fost mai mulți oameni implicați, accesarea este aproape 100%, pe când pe celelalte programe gestionate de ministere, pe programele sectoriale, avem rate mari de întârziere datorită sistemului birocratic din București. E o realitate, asta nu poate fi contestat. Sigur, trebuie făcut ceva.